No, salutare tuturor. Haideți că de data asta am ieșit cu Alexul cu bolidul lui de câmp. Și am să scot și dulăpiorul ăsta la un test, așa pe off-road. Deși am venit până aici și până aici a fost greu. Vin un pic de urcare. Deci cu ăsta nu o să mă duc tare mult. Dar am vrut așa să văd cum are. Dar să mă cauciucurile astea de asfalt și cum e greu, n-ai nicio șansă și eu sunt handicapat că nu mi-am luat echipamentul. Hai să vă arăt ce și avionul lui Alex. Asta l-ați mai văzut, da? Îl mai arăt odată. Asta se descurcă bine, nu are stres, are cauciucuri. Fii atent aici. Galeria de admisie. Evacuare. Asta e 1.6, așa-i? Da. Mai are nebunul ăsta. Mă, și ce să mă sui cu el? Amu, hai, dar să testăm un pic scuterul. Și apoi mă sui cu Alexul, cu să vedem. Mergem până aici un pic, facem o urcare. Și ce sună, mă, reactorul ăsta? E, mă, pornește? Trebuie un pic să-l ajut câteodată, parcă. Parcă o luat-o. Bă, n-am crezut că e așa de moale șansa, hai dă-o dracu, că nu-mi iau cizmele, că apoi mă duc cu Alex cu mașina. Nu-i confortabil să stau cu ele, dar cred că am făcut o greșeală. Am vrut să dau jos și ăsta de vânt, dar n-am mai avut timp. Chiar îmi zicea cineva în comentarii că dacă dau jos ăsta de vânt, prinde un pic mai bine viteză. Dacă mi-o să testez. Bă, ce alunecă. Alexul cu deja a decolat. Bă, deci n-ai ce face cu scuterul pe off-road. Nici nu-i dau viteză, că nu mă aptic. Cât mai are, alta mai are. Aici unde bătut soarele uscat, hai să vedem, are pe roată. Ia, mă, cred că s-a ridicat un pic fața. Are suspensii bune, în orice caz. Bă, dar ce trage, mă, așa la deal? Să-mi bag piciorul. Blană, tată. Ia la pam eu. Ia-ți, mă, pe ăștia, mă. Dacă văd că mai avem mașini de câmp astăzi. Hai să facem o urcare agresivă. Gândești că scârțe, dar nu știu, cred că cureaua aia sau ceva. E capul meu să-mi bat picioarele. Hai să vedem, putem urca. Ia, mă, fiată, am gustat mașinile de câmp. Bă, merg cu ăsta, mă, să-mi bat piciorul, nu ca și cu crossul, dar are un cuplu, unii nu se chinuie. Ia, mă, ce dracu ăla, țin după mine. Domnii patroni. Ce să mai povestim? A, panii m-a urcat. Mere vaca, mă! Trebuie un pic de evacuare sport. Dă ce ori de acolo, face o care. Nu, no, muri motorul. A murit motorul. Să-l ierte Dumnezeu. Unde Sfânta Duminică? Are suspensii bune.
Hai, dar scălarim în jos. Ia, ce mașini de ofrotată. O să bag și eu scuterul. Hai, că oricum ați cerut un video cu mașini de câmp. Mamă, ce toate mașinile pe categorii. E, Audi, avem Ford, ia la Pantonio cu A6-le. Are o pornire și mai chiar din rampă. Trebuie un pic să te împing un pic cu scuterul. E, mă, asta e făcut să împingă, mă. Iți atent, să ce schemă. Ala-i toate. Se vede. Bă, deci la cât e de mare și greu scuterul ăsta, deci chiar impresionant cum a urcat pe aici. Chiar impresionant. Mă gândesc că poate motorul ăsta ar merge și să-l pun pe un cadru de ATV, așa mai mic. Îl găsesc pe OLX ceva. Că-i dezmembrat oricum îl dezmembrez. Mă muri motorul, mă. Ceva nu-i place, nu știu, când se încălzește așa. Relantiu să fie prea mic. Abar n-am. E că pe aici nu pot să-i dau așa de tare cu giboluțul ăsta. Ia-i, capul meu, ce sună pietrile. Hai să sărim. Ai-i, pixul calului, ce trântă era să bag. No, gata, chiar o las încet. Chiar o las încet acum că a scăpat. Bă, deci nu-i de jucat cu ăsta. N-am nici echipamentul. Hai, e capul meu, deci ce s-au dus pe noroi. E nasol rău că-ți fuge fața. Îți fuge fața și apoi de acolo începe nebunia. Hai că e bine. Bine, și așa rău cum e. Nici nu vreau să-l umplu foarte tare din noroi. Deci mă apuc să dezmembrez după el. Nu m-am dat de lucru în noroiul ăsta. Nu știu că a zis unii să-l țin sau să recondiționez sau din astea. Dar scuterul nu mai are acție, deci pe drumuri publice nu poți mai cu el. Și efectiv n-ai ce face, pe nu-i bun de nimic, că e greu. De asta au fost și 1300 de lei numai. Deci eu, cam asta a fost ideea mea de la început, că iau scuterul ăsta pentru motor. Dar să fac ceva cu motorul ăsta, că s-a dus și motor de Honda. Nu e cel mai puternic, dar e fiabil, rezistent. Și cam mai, hai, dați că eu las scuterul aceea, mă. Și mă duc cu băieți cu mașinile, că cu ăsta era să chic de vreo două ori deja. Și nu am ajuns. Hai, dați că ne-am urcat și în audio-ul lui Alex. Mai are încet. Las că nu mă mai urc la asta mașină. Era să mă moare de vreo 15 ori. Dar cumva atât am ajuns în ea. Astăzi da, e mai cu minte. Avem urcare aici. Hai, mă, dar pe lege nu simte. Nu simțea și asta. Hai, și niște voi. Să joc audio, mă. Urcarea asta. Legendară. Oi, oi. Ce e 1500 de turie, 2000. Fără stres. Puși scopții. Hai să vedem, urcă băieții. Thank you.
face fain audio ăsta, mă, cum e așa înălțat. Deci că e un jeepuleț. Că vine și fordulețul. Blană. Hai că mergem, un pic și cu fordulețul. Hă? Am făcut un sport la buză de posibil la tata. Na, mă, închisă, mă. Deschide să ne fim un elicopter. Hai că mă ocup și corni. Corni, să nu dai tare. Nu mă omorâ. Astăzi nu. Ah. Muzică ceva? Dă-i, domnul. Ce-ți place ție? Ce curat e, mă, la voi acei mașinile astea de câmp? Bă, deci pasatul mie nu e așa curat ca și fondul ăsta. Alai. Alt șofer agresiv, aci... Stai, că dă cu a doua direct. Mai are, mă, și fordulețul ăsta, mă. N-are rost să povestim. Ia la nebun. Facea ordinea aceea, ia amintiri neplăcute cu Corsa. Ca ce am rămas și atunci a urât de mi-a rupt planetara. Apoi, cam așa au rămas și el. Bă, da, tu n-ai văzut că e groapa asta, mă, nebunule. Nu m-am gândit dacă a trecut de aia. Eu, mini, mă. Nu te poate trage în spate? Da, crede tu. Un pic, dacă... Apoi apă, unde-i vrut să meargă nebunul. Ce-ai zis cu jeepul vostru? Toată groapa asta furat, pă, că se pare că n-a atins-o, vezi? Ia, o lua tu ea pe acolo. O, a mărs. N-aveai multe și ieșai. Un pic, măcar de aveai având mai mare, știi? Da, e suspendată bine acum. Hai, trage, bă, tu, că vă trage de bunul mereu. Suspendată bine, ia ce sustă roata. Bă, un pic mai avea, mă. La spatele e mai tare suspendat ca față. Șerb draci în ea. Șerb un pic draci în ea. Hai că... Ca și scop, bă, un pic avea și ieșea, mă. 20 de centi de mai înaintea. Ziceam eu ordine. Nu mă ori asta așa ușor. Nu știe ce e încet. Hei! 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 Oh! Stai
îl trag înapoi. Ia l-ai, mă. Ai rămas suspendat. Ia l-ai, mă. Oh, bă, cred că m-a s-a jucat. Hai că o zis Alexucu să-i duc mașina. Duc și eu un pic audio ăsta. Da, ei fac o lucrare. Ia ce. Oi, tati, ce e acolo? Așa, cred că așa e modelul. Eu mai mult, dar ce cu ambreiajul ăsta? S-a întâia, mă? Adică nu-i din mână, n-are. Bă, unde e mai bine, mă? Nu-i fac o lucrare la omul ăsta. Bă, unde e dracu' surmele? Aici? Șaler. Ala. Dacă trebuie să mă urc ea pe aici. Bine, mă duc, mă. Hai, că leger. Leger, mă. Lasă fain ambreiajul. Bă, tot primesc ca cine știe avertizări. Te pâlpăiaște oloiul, mă, aici. Ce pâlpăiaște oloiul? Hai, vezi, ce e aici? E normal? Nu, nicio problemă. E normal? Normal, e normal. No, e bun atunci. Hai, nu, e ulei cu apă. Rupe, mă. Gata lucrarea. Ce ai zis, Alex, că treci? Lucrarea ai făcută. Bă, lasi, mă, dar pe aici ai nici patrolul, beță. N-ai, bă? Ia la. Hai să iei efortul. Ia ce se învârte rata. S-a suspendat bine. S-a suspendat, trebuie, e zmuceală. Trebuie să pleacă. Da, Tare, mă. Vezi la știu, dai, ești. Fii atent, mă, bă. Bă, am un ce să fac, m-am pus să pleacă, bă, știi. Oameni nebuni. Am un să-i dai am un tot de pune zi la cap. Dă-i, dă-i! Gata, așa! Dă-i înapoi! Deja va da una! Dă-i, că mere! O, Ninu, simțește! Dă-i! Nici sigur! Dă mai mult înapoi să vedem dacă mere! Mai! Dă-i, 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 dă-i! Hai, aproape! Deci că se dă la cur în cur! Aproape! Dă-i ori, Nic, o dată!
Hai mă, bine e băgat, e băgat. E tăzi bani. Eu viu și mă leg din mijloc, și viu în coace. Nu mai, deși avem mai tare. Băga și el deja. Hai că vine altul. Vine un motor mai mare, un pic să vedem. Scutetul. Ia la iveața. Pe copii. În spate e 36. Batera așa se atragă și Audi BMW cu mările. În spate e. În spate e BMW. Ia, stop. Ciop. Ia, stop cu bol pot. Nu se lasă, bă, altul. Ia la-i beț așa. Ori le rup jetăt, aci ori se rupe hamor, mă, Ricav. Stii, mă, pe pica. Cam de se închide ușa de mult. Hai, cam s-a băgat Alex la tras, la urmă.
în jos. Mamă, că BMW-ul lovasii nu mai pornește. Abia a venit Romy cu jipulețul lui. Ne ajut eu un pic. Mamă, ce fain e asta. E căcioată, boss, măi. Nu mai vrem BMW-ul să pornească. Bățuie el ceva, dar nu știu ce e. Ia la pe ăsta, numai proiectoare. E că el are cărligul ăsta, boss. Da. Mai dai un pic. O să lași încet în spate, zic eu cât. Hop. O dai încet, întinge încet. Încetul, încetul. Ce fain îl trage ăsta, mă. E bun. Haideți că o să închei și eu videoclipul, că deja târziu. E cam târziu. Am ieșit deja off-road-ul și pe urechi astăzi. Dracule mașini. Astăzi au luat Cox mașinile cât au vrut. Hai las că încheiem. Uitați, dați acolo un like, un comment, un subscribe. Și până data viitoare vă dorim numai bine. Hai că n-am ajuns departe, dă-i un blitz. N-am ajuns departe, mă. No, hai că e bună treaba. Ce-i capul de... Se putu. Hai, că-i fain.